Este vestea momentului în showbizul din România. Florin Salam revine în muzică după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate. Cu toate că a trecut prin momente foarte grele și a fost internat în spital, se pare că acum cântărețul de manele se simte mai bine și reia evenimentele. Iată unde va cânta artistul. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că artistul a luat o pauză din cauza problemelor de sănătate, iar acum revine în muzică, semn că se simte mult mai bine. Cântărețul de manele reia evenimentele din România, dar și din străinătate. În urmă cu doar o seară, un club din Zurich a postat un afiș cu persoanele care vor cânta în local în data de 28 octombrie 2023. Printre aceste persoane se află celebrul cântăreț de manele Florin Salam, dar și dansatoarea Cristina Pucean. Acum este mai mult decât evident că manelistul revine în muzică, după ce s-a confruntat cu probleme cu sănătatea. După o pauză lungă de timp, pauză în care s-a odihnit și a rezolvat câteva probleme, regele manelelor reia evenimentele.